O copilă de 15 ani din Bistrița a decis să-și pună capăt zilelor din dragoste. Tânăra a fost găsită de părinții, din păcate, prea târziu. Tânăra era eleva liceului teoretic sanitar din municipiul Bistrița și juca handbal. Lângă ea, părinții au găsit și un telefon mobil cu mai multe mesaje. Medicii au ajuns la fața locului, dar din nefericire nu au mai putut face nimic. Și discutăm pe această temă chiar acum cu Lorena Diaconescu, psihologă. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Ce pot face părinții, cei apropiați, prietenii într-un astfel de caz? Pentru că vedem, din păcate, multe situații de acest gen, copiii care recurg la un astfel de gest în urma unei decepții în dragoste. Da, din păcate este încă un caz dramatic și vedem foarte bine că în ultima perioadă, sau mă rog, în ultimii ani, aceste lucruri se întâmplă destul de des. Eu am tot vorbit despre educația emoțională. Din punctul meu de vedere, cred că este absolut necesar să facem educație emoțională copiilor, adolescenților, astfel încât ei să învețe mai mult despre emoții, să și le recunoască, să știe cum să facă față unor frustrări, să-și dezvolte empatia, pentru că până la urmă, dacă nu trecem prin toată gama de emoții negative și pozitive, nu o să reușim să ajungem la un echilibru. Și eu cred că este necesar să facem această educație. Știu că de multe ori când mă întâlnesc cu grupuri de părinți și de cadre didactice, de multe ori se spune, da, dar pe vremea noastră nu se făceau astfel de întâlniri și astfel de traininguri, nu erau necesare. De ce astăzi ar fi? Ei bine, sunt necesare pentru că acum folosim tehnologia foarte mult, iar pentru copiii născuți în era digitală, cu atât mai mult trebuie să înțelegem că este necesar să facem educație emoțională. De ce? Pentru că, iată, creierul copilului născut în era digitală se dezvoltă într-un mod diferit. Abilitățile sociale, de asemenea, nu sunt foarte dezvoltate atât timp cât ei nu interacționează foarte mult unii cu ceilalți, deci sunt foarte, foarte multe aspecte. Ca să nu mai vorbim despre nevoia copiilor și adolescenților de a verbaliza ceea ce simt, de a se destăinui și poate că de multe ori, atunci când își fac confesiuni unii altora, nu știu cum să-și ofere suport. Ori eu cred că este absolut necesar să învățăm și cum să ofere suport și cum să-l ceară atunci când este cazul, cum să vorbească despre emoțiile lor fără să le fie teamă că vor fi judecați sau că nu vor fi înțeleși. Și poate chiar și școala să intervină atunci când sunt astfel de cazuri, pentru că poate părinții nu le vor observa, de multe ori copiii se ascund față de ei și în cazul cadrelor didactice sau în cazul unui specialist care ar trebui să existe în școală în mod ideal, în cazul acela se poate face ceva mai repede, mai devreme. Da, poate că o colaborare mai strânsă între acești factori responsabili de educație ar putea să ajute. Însă este necesar să învățăm cum să facem asta și eu cred că dacă ne focusăm pe interesul superior al copilului, nu avem cum să dăm greș. Important este să se vrea, să se înțeleagă necesitatea acestei colaborări. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție, Lorena Diaconescu, în legătură telefonică directă. Mergem mai departe.